Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare. Ne-am adunat cu toții la noi, e casă de nebuni. Dacă nu ne vezi, venim la tine acum. Îți aducem concerte, interviu și glume, cocktailuri mei nu ne vom bea. Suntem pregătiți pentru tot ce-i mai rău, dar ne vom distra. Bună seara, doamnelor și domnilor! Azi e marți, zi de mare meci. La așa meci, așa emisiune, Tonic Show! Aplauze pentru goalgetterul Nicu Bendea! And it goes like this. Take me by the hand, I'll love you. Kiss me by the tongue, and I'll show you all the moves like Jagger. I've got the moves like Jagger. I've got the moves. Da. Bine v-am găsit în acest superb început de mai. Vremea, ați văzut-o, este când caldă, când răcoroasă, ca o femeie care a văzut niște rochițe care îi se potrivesc, dar știi ce? Le lăsăm pe mai târziu. Mă bucur că sunteți alături de noi. Vreau să fiți cu zâmbetul pe buze și bine dispuși, pentru că în emisiunea asta dorim să fiți cât mai tonici! Căci cântecul spune așa: dacă tonici nu sunteți, dai ridiri diri, numai voi o să pierdeți. Dai diri, deloc să nu mai fiți triști. Dari diri diri, rog tot să fii optimiști. Dari diri, pam. Da. Ca niciodată astăzi la monolog doresc să vă aduc numai știri pozitive. Vreau să vă aduc vești de bine. De exemplu, în Franța, țara soră și pretină, s-a ales un nou președinte. Îl cheamă Holland. Nu ne interesează cum îl cheamă. Cel mai important este că n-a ieșit din nou Sarkozy. În semn de bucurie, 2 milioane de cetățeni puțin bronzați din România și-au făcut rezervări la prima cursă de Paris. E mare nevoie de ei pentru a reconstrui, repopula Parisul și mai ales a recupera perioada pierdută când a fost Sarkozy la putere. Însă, numai în Cluj să nu fii în perioada asta și să vrei să pleci spre Paris, pentru că aeroportul nostru s-a închis pentru o săptămână. Acum, de ce s-ar închide aeroportul? Că doar nu pun borduri. Dar nu pot, ce să facă? S-a închis aeroportul. De ce s-a închis aeroportul? Că a venit Boc în Cluj. El nu mai face curse așa de dese la București. Pentru că, să ținem bine minte, când a fost prim-ministru, cum strănuta, cum tușa un pic Băsescu, cum lua sticluța cu ceai de salvie să urca pe primul avion, că și piloții îl recunoșteau pe Boc și cântau ceva, nu? Avion cu motor, ia și pe Emil în zbor, să ducă ceiuțul la București, la Băsescu. După ce se repară aeroportul, o să plece toți cetățenii de bine din Cluj, din Iris, din Patarât, din Groapă. Și când ajung la ușa avionului, are să zice: Alonso în fond de repatrie, cu Holland bine îmi e mie. În fine, noi rămânem optimiști, rămânem aici în Cluj-Napoca și spunem că salariile bugetarilor de la 1 mai 2012 vor fi mărite cu cât? Cu 8%. Încă o veste pozitivă, 8%, mi-am făcut calculul. La salariul pe care l-am, 8% înseamnă 72,6 lei. De când e mărirea? De la 1 iunie, care este ziua internațională a... E o lume minunată în care veți găsi numai măriri. Ele sunt date de Victor Ponta, care duce cota pentru copii.
În fine, vorbind despre copii, trebuie să ne aducem aminte că zilele trecute Emil Boc a primit titlul de doctor honoris causa al Universității Americane din statul Michigan. Era normal, la statura sa nu va primi titlul de la Universitatea din Marigan. Te-ai dezumflat? Mănâncă o văz. Nu mărește, dar întărește. Da. În fine, eu mă bucur pentru Boc, a primit titlul de doctor honoris causa, pentru că de la Băsescu a primit titlul de premier honoris pausa. În fine, era oarecum și momentul să primească titlul ăsta de doctor, la cât a tăiat din salarii, din pensii, din zilele de concediu, era mai grozav decât doctorul Ciomu. Azi are loc derbiul Clujului la fotbal, o să joace Universitatea și CFR de la 9:30. Nu insist asupra meciului, pentru că în Cluj este mare freamăt. Doamnele și domnișoarele de pe calea Mănășturii își zăvoresc ferestrele. Eu rog din tot sufletul să fie fair play, să fie cântec în galerie și să nu fie coreografii pe bază de lanțuri. Oricum, despre acest meci au vorbit toate personalitățile Clujului. Profesori, medici, avocați, foste glorii, toată lumea a vorbit despre eu țin cu CFR. Toți ținem cu Clujul. Mi se pare normal. Însă, mi-a fost un pic mică mirarea când am auzit că însuși înalt preasfinția sa, mitropolitul Andrei Andreicuț, o față bisericească, Andrei Andreicuț, să vorbească despre meci. Deci, mi se pare ciudat. Deci, domnule, Andreicuț este un stâlp al credinței. Ce caută el în mizeria de pe stadioane? A zis Andreicuț, zice, iubiți credincioși, și eu când eram, nu-i așa, student la teologie, eram alături de fenomenul sportiv și întrebarea mea e, de ce acum nu mai joacă fotbal? Din cauza hainelor? În fine, nu mai are rost să adăugăm nimic, oricum jucătorii nu-ți botezați cu toată apa. Și când nu joacă bine jucătorii, sunt obosiți și arbitrii. Sperăm să nu fie incidente, pentru că astăzi o mai tradiția spune că păsările cântătoare se întorc de la tropice pe meleagurile noastre. Eu am observat asta din weekend, le-ați văzut la mall, stoluri. Cumpără-ți tu aia? Nu, vreau să-mi iau eu aia. Hai cu mine în cabina de probă. Tu e cea mai bună prietină, am eu. Trăznice. Și tot așa, dintr-o rochie într-alta, vorba cântecului, nu? Grea e viața, frățioare, cip-cirip, cirip-cipa, când studentele o dau mare cucu și pupăza. Nu mai contează prețul, cip-cirip și rip-cipa, că plătește fraierul, studenta și cucu. Tot astăzi, selecționerul unic al echipei naționale de fotbal a României, olteanul Victor Pițurcă, împlinește 56 de ani. Noi, de aici, de la Cluj, ardelenii, dorim sănătate și putere pentru a-și bucura soția, căci de la calificări ne-am lins pe bot de ceva vreme. A primit de dimineață urări de la mulți oameni din fotbal. Eu am selectat câteva de prin ziare. Primul care l-a urat a fost Mitica Dragomir. Doamne, ăsta e oltean de-al meu, doamne. E dac dracu, doamne. Ăsta dacă se enervează, ține 2-3 femei. Doamne.
de la Oradia Emeric Ienei a intervenit telefonic și ai spus: eu cunosc de când era mici Victoraș la Pițurcă, era un fotbalist pasionat care dădea goale și din offside, dori mult sănătate și de restul să-și cumpere praz. Cel mai critic personaj din sport, Radu Banciu, spus. Ca jucător, Pițurcă a fost mediocru. Ca antrenor e submediocru, iar ca amant și o râmă se mișcă mai bine. Și o râmă se mișcă la orizontală mai bine decât el. Piții, lasă-ne! Și un alt celebru sărbătorit al zilei de azi, 8 mai 2012, este inamicul și prietenul meu, Răzvan Dănuț Rotiș. Unul dintre cei mai sclerozați membri ai trupei, îl vedeți stănu apă scăunel. Mi-a cerut gel înainte de emisiune să-și dea pe păr și am zis degeaba îl ridici în sus. S-a născut în 1985. Cu un an înainte de Cernobâl, pentru că o nenorocire nu-i așa, nu vine niciodată singură. S-a născut din părinții binecredincioși, a urmat treptele liceului de muzică, până a ajuns la conservator, de s-au săturat de el toți profesorii. El este un mare iubitor de patrupede, dar și de câini. Și în veci este prizonierul atenției nedistributive. Sau vorba la tăticul lui economist din piața 11, sau cât? 14. 14, ai mai pus tu 3. 14 iulie, 2 ani până la pensie. Zice așa despre el: când Cristiana l-a născut, ei, hai măi lume, Dorel Trizel i-a băut, ei, hai măi lume, când vine un Rotiș pe lume, ei, hai măi lume, curge pălinca de prune, ei, hai măi lume. Da! Mai rar o să vedem un toboșar născut dintr-o coincidență de prune. Dacă se poate vedea la cameră ce tricou poartă, Radule, nu tu? Tu ești în Lăuzie? Da, era cazul. Atâtea grețuri ai avut. Nu, du-te, te rog frumos, pe tricoul lui. Da, mamă. Acolo să se vadă tricoul lui, făcut la comandă. După principiu, ca mașina de cusut, iară beau și iară uit. Răzvan Rotiș, the one and the only, dar noi să vorbim despre ăștia mai tineri, despre cei care cu tinerețea și adolescența lor împodobesc platoul Tonic Show, Marius Aciu! Totdeauna mi-au plăcut mie grozav de mult ziua bateriștilor. Ăștia fac cinste la baterie. Cu vinul frumos la baterie. La frapieră, acolo, frapieră. Gheață, băng, ce-ți pasă? Da, ziceai de alegerile astea din Franța. Da, din Franța. Cine a câștigat până la urmă? Olanda, așa? Olanda, da. Păi înseamnă că ne vin prietenii acasă sau nu ne vin? Mai trimitem era... noi de aici. Sarkozy, Miklos, atunci veneau? Veneau, da. Mai eram câteva atunci... zeci de mii. Nu mai poți să joace jocul ăla lor favorit? De avați ascunselea? De la vața cătă bradă, la 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 la. Jocul lor preferat la furat de curent. Da, asta este. Furt de curent. Da. Da, da, da. În fine, noi să nu ne lăsăm duși de curent, de apă, de aer și să chemăm în platou pe o... Stai să vezi, să n-ai un șoc. Să n-ai un șoc. Oare auzi, Holanda ar trimite-o în România sau... Stai să te țin, să n-ai un șoc, să n-ai un șoc. Adelina! I follow you, darling.
Voi vedeți ce văd eu? Da. Bună seara și bine v-am găsit, vă place umbreluța? Direct din distribuția Cuibul de Vieș, pe Adelina Tibu! Mulțumesc de introducere, chiar nu-ți place, uite-te. Am făcut probă pentru mirese, apropo. Da? Da. Probă pentru mirese! Nu că m-aș mărita în curând, dar nu se știe niciodată. Știi cum? Mai bine niciodată decât mai târziu. Deci o fac de probă numai. Da. Și căsnicia cât și... Cât a ieșit? Ce? La prezentarea asta pe bază de voluntar și muncă neplătită în folosul comunității. Tu ce credeai? Tony Show! Stă foarte bine, okay. Da? Și așa vine ploaia. A ieșit așa cu mine, sincer. Mai lua de... Da, dacă este un bal al Asociației Nevăzătorilor. Ce? Da, mi-mi plac foarte mult. Da? Da, mă, serios. Dacă ar fi mama în Cluj... Ține umbră pălăria asta. Da. Foarte bine, stă foarte bine. Ce drăguț sunteți. Dăm publicitate? Dai din părul tău sau? Da, da. Din cap? Din al meu mai greu. Îți împrumut și ție, dacă vrei o șuviță. Foarte. Hai, iubitule, da. Hai sus. Hai, dă ceai de dat și hai. Dacă aveți treabă, noi mergem sus. Așa. Dă ceai de dat. Publicitate! La, la, la.